Bună ziua, dragi prieteni! Vom începe lecția numărul 2. Cum v-am arătat în prima lecție, tacul și basul. Astăzi vă voi arăta o nouă lovitură foarte importantă, care face parte din lovitura de bază a acestui instrument, și anume slap-ul. Slap-ul este foarte important, nu trebuie omis din solo-ul acestui instrument sau din practicarea lui. Mâna înclinată puțin, țineți mâna înclinată puțin, ca să intre aerul și să iasă slap-ul afară și să se audă cum trebuie. Cam așa ar suna. Sunt multe modalități, eu vă arăt modalitatea mea și modalitatea cea mai frecventă. Aerul trebuie să pătrundă pe aici și să iasă sunetul. Deci. Și acum, cu aceste trei elemente, cu aceste trei lovituri, vă voi arăta o măsură simplă. Aceasta este o măsură cu loviturile. Bineînțeles, aici există o lovitură plus, lovitura de încheiere. Deci, asta, ori cu degetul loviți aici, ori cu acesta, ori cu acesta, cum vă vine vouă bine. Corect ar fi cu cel din mijloc. Sau, cum am obișnuit cu acesta. Voi loviți cu ce deget vreți, dar să nu fie cu mâna. Să nu fie. Nu e corect. Cu degetul trebuie. Sau puteți să omiteți partea asta, să bateți normal. Ce scuze poate mai omit unele chestii? Nu sunt un profesionist al acestui instrument să pot să vă explic exact orice chichiță, orice șmecherie. Eu v-am arătat cât pot de la zero și mi se pare că această măsură e cât de cât simplu ca să înțelegeți ce v-am arătat, care se pricepe știe, care nu, cred că e destul de ușor și poate să învețe. Îmi cer scuze dacă am omis ceva, eu vreau să vă ajut din suflet cu acest instrument, să puteți să o luați și să puteți să învățați. Cam atât pentru lecția a doua al acestui instrument. Revin cu lecția numărul 3.